Farfată mare la sfârșitul săptămânii trecute la școala gimnazială Constantin Negreanu din municipiu. 70 de elevi de la mai multe instituții de învățământ se pregăteau să treacă prin emoțiile concursului interdisciplinar Cultură și Spiritualitate. Ei au fost selectați din rândurile celor care s-au remarcat prin rezultate școlare meritorii, mai cu seamă la cele două discipline, literatura română și religie. Această competiție reprezintă, în primul rând, o modalitate de a testa cunoștințele mele în legătură cu limba și literatura română, cât și despre religie. Importanța lui este destul de mare pentru mine, deoarece încerc să mă stimulez din ce în ce mai mult datorită examenului de capacitate și datorită modului în care trebuie să reacționăm în fiecare zi. Competiția s-a desfășurat pe două secțiuni. Una s-a adresat elevilor din clasele a 5-a și a 6-a, iar cea de-a doua elevilor de la clasele 7-8. Iulia Mitrache este unul dintre elevii pentru care calificarea la concursurile naționale nu mai este o necunoscută și de această dată s-a prezentat la această competiție școlară, încrezătoare în șansele sale de reușită. Mă atrage faptul că îmbinăm religia cu literatura și în felul ăsta le înțelegem mai bine pe amândouă, m-am pregătit citind, lucrând pe diferite poezii, atât religioase cât și pe alte subiecte. Concursul interdisciplinar se află anul acesta la cea de-a treia ediție, fiind rodul preocupării comune a celor două catedre, de religie și de limba și literatura română. Cadrele didactice implicate în organizare spun că, de la prima ediție și până astăzi, competiția stârnește foarte mare interes în rândul elevilor. Copiii vin cu mare drag, sunt receptivi și foarte interesați să îmbine noțiunile de literatură cu cele de religie. Este o îmbinare potrivită pentru că se îmbină frumusețea poetică cu frumusețea mesajului religios. Mai mult, foarte mulți dintre copiii care participă la acest concurs sau la Olimpiada de Religie sunt persoane cu trăire care participă duminica sau în zile de sărbătoare la slujbele bisericii. Chiar titlul acestui concurs, Cultură și Spiritualitate Românească, demonstrează interesul pentru promovarea interdisciplinarității prin valorificarea cunoștințelor elevilor despre valorile spirituale românești, despre cu scopul cultivării respectului față de acestea și asumării în viața personală. Genericul concursului este lumea între sacru și profan, acesta desfășurându-se la nivelul de 5-6 pe tema natura între pământ și cer, iar la 7-8 omul între sacru și profan. Odată ce au sosit subiectele, emoțiile elevilor s-au mai dispersat. Variantele pentru etapa județeană de concurs au fost alcătuite de grupul de lucru din cadrul Comisiei Centrale, după cum a menționat profesor Dana Săftoiu, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți. Pentru clasele 5-6, cerințele au fost în acord cu tema Natura între pământ și cer, în timp ce pentru clasele a 7-a și a 8-a, subiectele s-au încadrat în tema Omul între sacru și profan. A devenit o tradiție ca acest concurs se desfășoare și câștigătorii lui de la faza județeană să meargă la națională. Dacă veți lua cadre un pic din spate, veți găsi chiar o elevă care are experiență de națională. E vorba de domnișoara Iulia Mitrache. Iar anul acesta sperăm că atât ea cât și ceilalți participanți vor bucura de niște subiecte agreabile, plăcute, ușoare sau poate complicate, nu știu, dar eu cât pregătiți, pentru că n-ar veni la acest concurs dacă nu le-ar plăcea această îmbinare interdisciplinară de limba și literatura română și religie. La această oră se cunosc deja elevii calificați la faza națională a concursului ce va avea loc în luna martie la Vaslui. Este vorba despre Iulia Mitrache de la școala Alice Voinescu și de Oana Dragomir de la școala Petre Sergescu.